Credincioșii din mai multe părți ale țării s-au rugat vineri, 8 septembrie 2023, în cadrul Sfintei Liturghii prilejuite de hramul Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Slujba a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Câteva mii de pelerini au adus astăzi cinstire nașterii Maicii Domnului la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Biserica Monument a acestei străvechi așezări monahale din Dealul Mare și-a serbat cu acest prilej hramul. La orele dimineții, soborul slujitorilor l-a întâmpinat pe Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Ierarhul a binecuvântat pâinea și sarea ținute în mâini de către primărița comunei Mironeasa Elena Curcudel. Un grup de credincioase din Borșa, județul Maramureș, au oferit părintului episcop daruri tradiționale însoțite de o prea frumoasă urare. În sunetul cântării prestăpânul, preasânția sa a ajuns în incinta bisericii monument. În altarul de vară, izvorul tămăduirii, episcopul vicar al eparhiei Iașilor, împreună cu soborul preoților și diaconilor din țară și din ținuturile românești de peste graniță, au oficiat Sfânta Liturghie. În tot acest timp, oamenii de toate vârstele au așteptat la rând să se închine la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, ce a fost așezată în baldachinul împodobit cu flori. Din soborul slujitorilor a mai făcut parte și arhimandritul Arsenie Hanganu, exarhul mănăstirilor din zona Iași. Cu semeții au grăit sau nebunește au râs, sau frumusețe străină au văzut și cu dânsa și-au rănit inima. Ori vorbe de șarte și netrebnici au grăit, ori de păcatele fraților lor au râs și au osândit. Și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc. După citirea Sfintei Evangheliei, preasânția sa a adresat un cuvânt de învățătură în care a făcut referire la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Ziua de astăzi, așadar, este o zi în care cinstim în chip deosebit acest început al mântuirii și aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru acest dar de înțelegere și de rost. Și de aceea toate câte reîntâlnim în biserică întotdeauna au rugăciune îndreptate către Maica Domnului,
Iar ultimele rugăciuni, așa numitul otpus sau apolis, întotdeauna face pomenire de Sfinții Părinți Ioachim și Ana, cei care înșiși și-au dus credința, trecând prin strântoarea durerii, și-au dus-o cu statornicie și cu bucurie. Am avut la început o slujbă de hirotesie, prin care Părintele Samuel, monah în această mănăstire, a devenit citeț, apoi ipodiacon, în cadrul Sfintei Liturghii, pentru că hirotonia într-un diacon se face în cadrul Sfintei Liturghii, Liturghia Sfântului Ioan, Sfântului Vasile, chiar și Liturghia Davor înainte sfințită. Așadar, vom avea hirotonia într-un diacon, este prima treaptă în clerul bisericii, în ierarhia bisericii și vom vedea că cel hirotonit înconjoară Sfânta Masă, Sfântul Altar înconjoară Sfânta Masă, sărutând colțurile Sfintei Mese unde sunt cei patru evangheliști, arătând prin aceasta că centrul vieții lui va fi cuvântul Evangheliei, prin Evanghelia care e pe Sfântul Altar și Hristos prezent prin trupul și sângele lui. Înconjoară Sfânta Masă în timp ce se cântă troparul Sfinților Mucenici. Pentru că cel hirotonit, fie călugăr, fie miram, are de dus o mărturie până la capăt precum mucenicii, care până la moarte și în spaima și amenințarea cu moartea și-a mărturisit credința. Și vedem că în morțile lor, înfricoșătoare de multe ori, tăiat capul, precum Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Apostol Pavel și mulți alții, tăiat cu fierăstrăul, precum marele proroc din Vechiul Regământ, arși și tot asemenea morți, vedem că în ei nu era nici frică, nici lepădare, nici slăbănogeală cerând îndurare, ci înțeles al lucrării lui Dumnezeu. Precum întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan, care fiind omorât cu făi cu pietre, și mai înfricoșătoare decât piatra, este ura celor ce s-au unit să te umilească și să te omoare. În fața unui asemenea tablou îngrozitor și înspăimântător, se luminează cu lumina lui Dumnezeu încât nu puteau privi la fața lui. Monahul Samuel Tverdostup a fost hirotonit irodiacon pe seama mănăstirii Hadâmbu. Este plină așa de o fi. Acesta, ipodiaconul Samuel, pe care l-ai îmbrăișit, a intrat în slujba diaconiei, umple de toată credința, dragostea, puterea și sfințenia. Vrednic este! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Pelerinii care s-au pregătit prin taina spovedaniei au primit trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a mulțumit preasânției sale pentru că a slujit la hramul așezării monahale din Dealul Mare și tuturor pelerinilor prezenți. Binecuvântare și bucurie sfântă duhovnicească pentru sfântă mănăstirea noastră, pentru mica destoinică obște a sfintei noastre mănăstiri, și nu în ultimul rând, pentru toți părinții slujitori împreună rugători, pentru dumneavoastră, iubiți credincioși, care sunteți podoaba bisericii, să-i mulțumim și să-i mulțumesc personal bunului Dumnezeu
pentru această binecuvântare. Îi mulțumesc, Maică Domnului, pentru prezența preasfinților nostru în echipă, pentru slujba chierească. Mulțumesc, Maică Domnului, pentru prezența fraților voastre, cei care veniți an de an cu multă râvnă, credință, oricând de la Mănăstirii Hadâmbu, în această la mare sărbătoare, praznic al praznicilor, bucuria naște Maicii Domnului pentru noi toți, lumina ochilor noștri. Mulțumesc pentru tot, pentru toate, Bunului Dumnezeu, și în ultimul rând trebuie să recunosc prezenția voastră că fac și eu ca cei din Basarabia, a retrăit foarte mult. Mi-a fost seama că nu o să fiți prezent astăzi și iată că Dumnezeu a lucrat frumos. Măicuța Domnului, cât de frumos te așează pe toate și vă mulțumesc că ați răspuns, ați dat curs rugăminții, invitații noastre și ori de câte ori am făcut un apel, o rugăminte, ați fost aproape ca de obicei de Sfânta noastră mănăstire și nu numai. Rog pe Hristos Dumnezeu, preasfinția voastră, să vă răspătească cum v-aș fi mai bine. Și mulțumesc lui Dumnezeu că existați de fiecare dată. Ne slujiți cu atâta blândețe, cu atâta smerenie. Vă mulțumim pentru cuvântul rostit de învățătură, de folos nouă tuturor. Mulțumesc, Maicii Domnului, că am ajuns ziua când ar trebui să-i mulțumesc secundă de secundă, minut de minut, că Măicuța Domnului m-a ajutat și ne-a ajutat prin dumneavoastră să încheiem toate șantierele, să spun așa, opera Mănăstirii avem. În afară de aceste ziduri, această cetate veche, Măicuța Domnului a rânduit și a binecuvântat și s-a cam încheiat lucrările la mănăstirea noastră. Trebuie mai mult spre hrana duhovnicească, spre slujbele mănăstirii, fiindcă un creștin caută locul unde este rugăciune. Și bine am spus că nu s-ar întoarce înapoi un credincios bun dacă nu s-ar folosi. N-ar mai veni și a doua oară. Un preot împlinit, v-am spus și o spun deseori, este când vede credincioși popor mult în biserică. Dumneavoastră sunteți florile din grădina Maicii Domnului. Și vă mulțumesc pe această cale că existați și tot ce ați făcut pentru Sfânta noastră mănăstire, tot ce faceți pentru Sfintele Mănăstiri și Sfintele Biserici. Preacurata Maică lui Dumnezeu să vă bucure și să vă numere și 2-3 pași făcuți până în dea romană. Încă o dată vă mulțumesc pe Sfinția voastră, din inimă, din suflet și dați-mi voie să mulțumesc domnilor deputați, Vasile Cuitea, Silviu Macovei, pentru că de 7 ani de zile oferă masa pelerinilor la hramul nașterii Maicii Domnului. Mulțumim și vă dat proste, Hristos și Preacurata Maica Dumnezeu să vă răsplătească, domnule deputați, că sunteți buni creștini și prieteni dragi ai Sfintei noastre mănăstiri. Mulțumim, Doamne primar, a noastră, din Comuna Mironeasa și Domnule Vice, pentru că îmi sunt fii duhovnicești de 34 de ani. Primărița Elena Curcudeli a oferit arhimandritului Nicodim Gheorghiță titlul de cetățean de onoare al Comunei Mironeasa, județul Iași. Se conferă titlul de cetățean de onoare al Comunei Mironeasa, județului Iași, arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Sfintei Mănăstiri Hadâmbu din Comuna Mironeasa, județul Iași. În semn de înaltă recunoștință și apreciere pentru bogata și rodnică activitate în slujba Bisericii Strămoșești, pentru dezvoltarea complexului monahal de la Sfânta Mănăstirea Hadâmbu, pentru lucrarea administrativă și social-filantropică desfășurată în ultimii 33 de ani, atât la mănăstirea Sfânta Mănăstirea Hadâmbu, cât și în parohiile din Comuna Mironeasa și din alte localități. Apoi, credincioasele din Borș au interpretat câteva pricesne închinate preasfintei născătoare de Dumnezeu. Am îndreptat sufletul, ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că
Programul a continuat cu sfințirea icoanelor din mozaic așezate pe clopotnița Soborul Sfinților Români și a magazinului bisericesc Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății. Tu ești Dumnezeul mirei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, caută cum cu milosivire spre rugăciunea mea, smeritului și nevrednicului tău slujitor și trimite harul preasfântului tău după peste unde lemnul acesta. Harul tău și binecuvintează moștenirea ta. La final a fost oferită o masă caldă pentru toți pelerinii. Amintim că sărbătoarea hramului Mănăstirii Hadâmbo a început joi 7 septembrie cu vecernia urmată de scoaterea în procesiune a iconei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbo.